Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unde mâncăm și noi după emisiune? Să fim foarte cinstiți. După cum vedeți, noi tot ne învârtim în jurul chestia asta cu mâncare. Acum, mulțumim pentru mesajele cu mâncare de pisici și de căței. Sunt foarte multe relatări. Da. Se mănâncă la greu mâncare de pisici și de căței. Da, exact. S-a încercat, s-a nu știu ce. Tot ajungem la asta. Vezi, mă, cum facem, cum nu facem tot la mâncărica. Dar mie mi-a rămas în minte ce zicea doamna doctor diabetolog. Acum câteva zile am vorbit despre asta. Zicea să nu mai ținem diete. Că dacă ținem dieta, asta determină aproape automat revenirea la greutatea inițială. Cum termini dieta? Exact. Și că ne-am nenorocit. Cum termin foamea, cum scapi. Asta am văzut și la pisoiul Poche. Cum are o problemă de sănătate și nu mănâncă două săptămâni, după aia o lună rupe tot. Rup, mănâncă din mobila de bucătărie, este nenorocit. Nutriționistul Mihaela Bilic, nutriționista Mihaela Bilic este în direct cu noi. Bună dimineața, Mihaela. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Deci avem această afirmație. Sigur e bună salata, dar nu doar ea, pentru că riști să faci gastrită. Ce e de făcut? Pentru că noi suntem aici trei gurmani și ne luptăm într-una cu greutatea. Cum putem face noi pofticioșii să mâncăm ce ne dorim, dar să nu ne îngrășăm? Care e secretul? Spune-ne, Mihaela, tu ești salvarea noastră. Cantitatea. Adică putem mânca ce ne dorim, dar atenție, și ce dorim și ce nu ne dorim, totul ține de cantitate. Indiferent, iată, că spuneați, de salată sau de eu știu ce alte preferințe aveți, sarmale sau cartofi prăjiți, noi avem totul ține de cantitate. Noi avem toate preferințele, asta e greșeală, aici e problema. E normal, spune că faceți parte din normalitate, pentru că noi oamenii ne naștem cu acest instinct. Mâncarea pentru natură înseamnă supraviețuire și ne-a făcut să fim mâncăcioși la compofticioși. Singura variantă, sau mă rog, element care, pe care nu l-a luat în considerare a fost că noi vom avea mâncare garantată, nu doar în fiecare zi, ci de mai multe ori pe zi. Și atunci pentru asta nu ne-a pregătit. Nu știm să facem față abundenței alimentare și ne îngrășăm pentru că avem mâncare. Deci e un paradox. Eu am început să-mi număr caloriile. Asta e, am stabilit 1800 de calorii zilnic și Luca m-a certat zilele trecute, colegul Luca, pentru că i-am spus, băi, uite, am mâncat dimineață 100 de grame de iaurt, au făcut 121 de calorii și niște cereale, 100 de grame de cereale, 513 calorii. Dar ce iaurt ai mâncat? De-a avut într-o 100 de grame. Iaurt și-a dă la grecesc, doamnă, gras. Lăptăria cu nu știu ce, 10%, 100 de grame. 10% cel mai gras, da. Ăla e mai smântân așa, nu vreau să mă ăla e bun. Și cerealele, nu știu ce, 100 de grame, 513 calorii. Cu totul 634. Și Luca zice... Nu te cred. Nu te cred că ai mâncat 100 de... Adică... Doamne, iartă-mă, cereale ales, pentru că alea care n-au adaos de zahăr și care sunt mai expandate, alea... au 300 de calorii. De unde? Cum îți faci alegerile? Eu cred că am mâncat o cutie, dar nu recunoaște. Mă jur, îți dau mesaj cu poza cerealelor. Pe cuvânt, 100 de grame, un castron, sunt mai dense, așa. De ce artă că mănânci? Sunt dense, asta, e cu gras expandate și atunci zici măcar n-au fost multe. Nici da, cerealele nu mai sunt repede. Ce trebuie. Da. Și Luca, exact. Și Luca mă ceartă, zice, cum să strici caloriile pe cereale, măcar mâncai mici. Bați joc de tine. Asta e frumoasă observația. Nu știu dacă îți bați joc de tine, dar în momentul în care vezi cât de sărac ești, că la 1800 de calorii ești cam sărac, da? Te gândești de două ori, mă, uite, le cheltuiesc caloriile astea pe cereale sau mi aleg, nu știu, o bucățică de, nu știu, friptură cu care să țină un pic de foame mai bine. Asta cu, e problema. Cu o garnitură, cu o ciorbiță, cu o tocăniță, că măcar acolo te simți și mai mâncat, pentru că... Știți ce se întâmplă? Noi suntem și puși în dificultate, că uitați, de exemplu, dobrogeana se taie felii foarte mari. Adică nu se taie felie mai mică. Noi n-am mâncat atâta, că ați spus să mâncăm porții mici. Și nu poți să-i soarunci, că-i păcat. Păi porțiți-o! Luați o felie pentru toți trei. Adică de rușine. Păi nu suntem mereu împreună. Mai umblăm și singuri. Deci cantitatea, asta e toată treaba. Deci adică, cantitatea practic... e secretul. Deci foamea. Da, foamea e sfântă și foamea când vrei să slăbești, dacă n-ai simțit foamea, înseamnă că nu-i dieta care trebuie. Mm-hmm. Înțelegi? Adică eu, de exemplu, am consumat 600 de calorii dimineața asta, am mâncat la ora 5:30 și acum am o foame de leșin. După ce era. Și ziua încă nici n-a început. Da, da.
iar bugetul a sărățit grav. Da, e o chestiune teribilă care ne frustrează, dar care nu poate fi schimbată. Legile termodinamice funcționează și da, când am depășit bugetul, se pun kilogramele. Deci e o chestiune de disciplină și până la urmă de realism. Dacă ne dăm seama că ăsta ne-i bugetul și trebuie să ne încadrăm în el, reușim. Dacă facem, cum să zic, ne comportăm ca niște copii răzgâiați care vor de toate și mănâncă pe datorie la bancă, pe caiet. Se vede pe silueta. Pe caiet, da. Numai că nu mai ne plătim niciodată datoria. Bine. Deci, păi e o chestiune de fair play cu organismul nostru. Mihaela, dacă îi dăm, el se îngrasă. Mihaela Bilic, mulțumim. O să te mai sunăm așa din când în când să îți mai spunem cum evoluăm. Cu Dobrogeană. Dobrogeană, da, și mie să împărțim. Facem cinste cu merdenea. Da. Mulțumim frumos. Facem odată o petrecere monstru cu o merdenea la patru oameni. Mihaela, te chemăm. Mulțumim frumos. Foarte greu la trei și... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.